when you need my voice. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice.
Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite bit. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you're living it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Băi băieți, după aproximativ 5 zile de muncă, cam așa ceva de genul, vreau să vă arăt ceva. Încă treaba nu e terminată, dar încă lucrez la treaba asta ca să o finalizez.
și când o să fie finalizată, o să vedeți, o să fie un lucru frumos. Bineînțeles, să și vopsesc, e vorba de cabina la tractor, care arată, zic eu, senzațional, o să iese foarte, foarte frumoasă, dar mai e încă de lucru, șoate. Hai să vă arăt să vedeți despre ce este vorba. Așa, deci, toată treaba e încă în dezvoltare, să spun așa. Am pus parbrizul pe față, mi-am depus aici jos, pentru a avea vizibilitate la roți. Aici am făcut rama pentru a pune și parbrizul ăsta, dar n-am mai reușit să pun parbrizul pentru că s-a întunecat. Am mai pus parbrizele pe lateral și pe spate. Ia uite, pe lateral și pe spate. Mai am aici de închis. Aici unde e ușa, din nou, mai am de închis. Aici unde e secțiunea asta în spate, din nou, mai am de închis. La podea mai am de închis și aici unde e ușa. Partea asta. E chiar unde și roata. Am pus și oglinzi, bineînțeles. Oare? Mă văd în oglindă? Hai că mă văd un pic. Na, bun. Cam așa arată pe interior, bineînțeles, mai trebuie să vopsesc pe interior, că nu-i vopsită. Asta nu-i vopsea, ăsta e grund. După ce se usucă, bineînțeles, trebuie să termin absolut tot. Și după ce termin, mai dau din nou cu grund. După ce se usucă, vreau să vopsesc, o să vopsesc și tractorul, o să vopsesc și cabina. Aceeași culoare, o să arate senzațional, zic eu. Așa că încă mai e de muncă. Aici, cum am făcut modificări, am mutat picioarele astea, au fost aici. Trebuie să le mut încolo. Bineînțeles că încă nu-i uscat. Vezi? Grundul și se ia pe mâini. Trebuie să sudez aici, să acopăr, fai frumos, să șlefuiesc. Asta e tocătoarea despre care vă ziceam eu într-un live, că am cumpărat acum vreo, nu știu câte luni, 4 luni au fi trecut de atunci, nu mai știu exact. Da, încă mai e de lucru, dar eu zic că o să iese frumos. Mie nu-mi place cum a ieșit, seamănă foarte mult cu o cabină original de la Massey Ferguson, bine, nu 100%, că n-ai cum să o faci să seamănă 100%, dar se aseamănă, să spun așa. Și având în vedere că toată cabina asta a fost făcută cu un aparat de sudură și un flex, eu zic că e bine. Așadar, ăsta e Big Boy. Eu zic că a ieșit bine, având în vedere că a fost, să spun așa, făcută cu un flex și un aparat de sudură. Deci, eu zic că a ieșit foarte bine și bineînțeles că nu e terminată și când o să fie finalizată o să vedeți, o să arate și mai bine. Nu e cum să ajungi la calitatea unei cabine făcute în fabrică, pentru că acolo se folosesc tot felul de aparaturi, dar hai să deschidem și noi un pic ușa, să vă arăt un pic și cum am făcut încuietorile, simple, pac, pac, și am deschis, m-am urcat, așa, verify frumos, închid ușa, pac, nu sună, nu bate, nu troncă, ne vorba aia. Ce să spun? Nu vibrează. Deci, deși când a tractorul și când merge, știi, și merge motorul și funcționează, mai și vibrează un pic. Dar nu vibrează cabina, să zic că, vai, Doamne, vibrează tare încât să aude și... Chiar mi-a ieșit foarte bine și am pus foarte mare accent la partea asta, să nu vibreze.
Aici, în geamul din spate, am făcut un sistem în care desfiletez prin șurub, prin filetare în chid, desfiletare de șurubez. Aici un simplu din ăsta, care fac, am desfăcut și l-am și închis. Numai că acum ideea e că s-o strâns în alea. Nu o să desfac acum geamul, că na, trebuie să stau mult să desfiletez. Dar dacă ai nevoie, poți. Am și asta aici. Se ridică în sus, se prinde aici la geam, se deschide geamul, la fel și pe partea asta altă. Și stă geamul deschis așa la unghi. Și dacă cumva e vară și prea cald, îți vine aer prin spate, nu-ți vine dintr-o dată, îți vine așa încet, frumos, un pic de aer mai răcoros, să spun așa. Să nu-ți vine chiar dintr-o dată, știi, din față foarte mult aer rece, pentru că nu-i bine. Și pentru sistemul de încălzire, dar asta o să fie pe viitor, m-am gândit că o fi posibil, de fapt, cred că este posibil, sunt, cum se numeau, aeroterme, parcă electrice. O să le pun undeva pe aici, pe sus, cred, prin partea asta, să văd. Conectate, bineînțeles, electrice la baterie și doar le dai drumul și pentru căldură. Oricum, e închis foarte bine. Dar încă mai e de, încă mai e de muncă. Bă, dai frig, bă! Al naibii de frig. Ok, Jesus, man. Bă, am început să tremur un pic. Chiar frig. Da, ăsta e băiețelul meu, așa că... Ce să spun? O să vi-l arăt și când o să fie finalizat și abia aștept să-l văd și vopsit. Să fie așa în marea lui glorie. Să arete frumos. Hai că vă țin la curent. Acum au trecut vreo 5 zile de când lucrez la el, plus ce mai am de lucrat. Poate să mai treacă cel puțin o zi două. Cred că o săptămână o să fie așa total muncă, care am depus-o pentru cabină. O să vedem. Dacă mai stau la returul și alte chestii, poate va mai dura un pic, știi? Că îmi place mie să fac lucrurile perfecte. Dar vedem din problemă. Așa că vă țin la curent. That you've been lonely makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lights. No way I'd let you slip by.
salutare, fraților. Astăzi vreau să vă arăt un pic cum arată cabina tractorului. Mai am de dat încă două straturi de vopseaua, dar nu mai am răbdare, așa că vreau să vă arăt. Și așa, să iau un pic astea, că le-am pus eu să nu mă zgârie găinile. Mai am încă de dat două straturi de vopseaua și pe urmă o să arate și mai frumos, dar vreau să termin vlogul ăsta, așa că vreau să vă arăt cum merge până acum. Încă mai am de vopsit la el, încă nu e finalizat, e frig afară de el numai și n-am cum să mai vopsesc. Sper să se mai încălzească vremea ca să pot să vopsesc. Până atunci hai să vă arăt despre ce este vorba. Na, păi băi, oameni buni, cam așa arată la prima vopseavă. Aici am de dat negru, fain frumos, dar la sfârșit, după ce termin de dat cu alb, s-a mai pus ceva praf. Cam așa arată. Cam așa a ieșit cabina după o groază de muncă. Na, e făcut acasă. Avem și oglinzi, bineînțeles. Avem și mâner de deschidere. Stai bordul. Asta e bordul și el vopsit. Asta am pus-o numai un pic de formă, am închis-o, că și pe ea am vopsit-o și am zis să se usuce bine și pe sub. Nu închisă de tot. Am de vopsit și la bord, bineînțeles. Și pe interior trebuie să mai vopsesc. Acum ce am observat e faptul că pe interior e foarte, foarte mult ecou. Foarte, foarte mare ecou. Uite, cum am închis ușa, deja există ecou. Și mă gândeam că poate pentru a elimina ecou-ul ăsta, cum este, de exemplu, rama la ușă, cu burete se îmbrac și cu un fel de, știu că este un fel de placă, de fapt nu cred că îi spune placaj, nu știu exact cum îi spune, are culoarea la parchet, ceva genul. Să fac formele la ușă și peste să pun și să prind un șuruburi din alea care prinde metal, să pun peste și cred că mai elimină din ecou. E frig, bă! Hai să ne dăm jos. Hai că e frig al naibii de frig. Mamă, frate! După cum puteți vedea și etichete are. Na, eu zic că, având în vedere că a fost făcut cu un aparat de sudură acasă și un flex, a ieșit destul de bine. Mie îmi place. Asta e culoarea, trebuie să mai dau încă două straturi de vopseauă și o să fie totul ca la carte. Și cam așa arată șmecherul meu. Sper că vă place cum a ieșit, mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Aici la ușă, în partea de jos, pe viitor o să pun niște parabrizuri, mi-am două parabrizuri, dar nu mi-a mai ajuns cheddarul, dar o să pun și jos, nu e mare lucru, trebuie să trebuie doar decupat și pus. În rest, cam așa a ieșit și mie unul îmi place enorm de mult cum a ieșit. Sper că vă place și vouă, iar noi ne vedem data viitoare într-un alt vlog. Bineînțeles, o să vă mai arăt ce am mai lucrat pe la el și cu închiderea pe interior, doar că trebuie să cumpăr ceva burete și niște material, vreau să pot să închid pe interior. Fraților, dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like, dacă sunteți pe canal, dați să vă abonați și o să mai vină și vloguri despre agricultură, să spun așa. Până data viitoare, toate cele bune, bye bye!